Ionuț Pavel, sportiv în cadrul secției de box-a CSM călăraș, va participa în perioada 23 noiembrie-3 decembrie 2020 la Campionatul European pentru Juniori care va avea loc în Sofia. Sportivul antrenat de Valentin și Georgian Angel a reușit în anul 2020, chiar dacă a fost un an foarte dificil în ceea ce privește participarea la antrenamente și competiții din cauza pandemiei, să câștige pentru al treilea an consecutiv titlul de campion național și să facă parte din lotul național care reprezintă România la acest campionat european. Alături de Ionuț, din delegația României prezentă la acest campionat european, va face parte și Angel Valentin, antrenorul de club al sportivului Călărășan, care face echipă în colectivul tehnic al lotului național cu Dorel Simion, antrenor principal, campion mondial, campion european și medaliat la Jocurile Olimpice, și cu Gheorghe Ionuț, ultimul medaliat olimpic al României. Chiar dacă se află în primul an de juniorat, antrenorii cred în Ionuț și spun că va reprezenta cu mândrie România și orașul Călăraș la această competiție.